Bună seara și vă spun bine ați venit la Noaptea Muzeelor. Ne aflăm în Centrul de Cultură Urbană, unde expoziția mea pe cărări transilvanene vă așteaptă cu tot dragul, gazda dumneavoastră, Cazinoul Centrul de Cultură Urbană Cluj. Să fac o introducere la ce se întâmplă în această expoziție. Vreau să vă spun că este rodul muncii mele de un an de zile, care s-a întâmplat fie în taberele de creație, fie peregrinând de unul singur cu șevaletul în plein air sau, mă rog, cu alte ocazii. Ceea ce este specific acestei expoziții sunt lucrările care sunt pe dimensiuni destul de mari, începând de la 2 metri până la lucrări de 40x60, majoritatea exprimă peisajul transilvanean. O să găsiți printre lucrări și acoarele, care sunt făcute așa a la minut, ca niște studii, unele pregătitoare, altele chiar lucrări finite. Expoziția cuprinde 37 de lucrări, dintre care 11 sunt acoarele și sigur că tematica este peisajul transilvanean. Veți găsi flori de câmp, veți găsi peisaje cu flori și printre altele și pragurile transilvane, tema care îmi este foarte dragă mie și se desfășoară pe suprafețe în general de un metru pe 50. Sigur că în pragurile transilvane putem găsi o Românie prosperă sau de multe ori România aceea uitată de care ne îngrijorăm și care ne întristează de cele mai multe ori. Vă mulțumesc foarte mult și vă invit cu tot dracul la Cazinou, Centrul de Cultură Urbană Cluj. Mulțumesc mult! Am primit cu mare bucurie invitația pictorului Cornel Vana de la Turda și de la Cacovaieri, bineînțeles, pentru a vizita expoziția sa intitulată Praguri Transilvanene. Mă bucur din toată inima că a venit cu o nouă expoziție aici la Centrul de Cultură Urbană din Cluj și de asemenea mă bucur pentru faptul că prin această expoziție acest centru de cultură și de artă se împlinește frumos. Domnul Cornel Vana ne pune și de această dată în față peisaje existente încă în momentul de față în ținuturile din vecinătatea cheilor Turzii, peisaje pe care le putem recunoaște, de pildă satul său natal, Cacovaieri și împrejurimile. S-a întâmplat că nu de mult, de vreo 3-4 săptămâni, am intrat pe Valea Rieșului și mergeam cu cineva, în fine, și am arătat un loc anume frumos, bătea un soare cald de toamnă frumos și am zis, seamănă cu un peisaj, cu un tablou de-al domnului Cornel Vana. Bineînțeles că domnul Cornel Vana, în aceste praguri transilvanene, în aceste crâmpeie de spațiu, de orizont, de topos, încearcă să ne ajute să simțim spiritul locului, adică atmosfera, lumina, căldura, animația din jur, a florilor, a câmpului, a dealurilor, a teraselor care odinioară au fost arate și cultivate, a caselor, a așezărilor respective. Le simțim aerul blând, lumina caldă, lumina lină, lumina plăcută, s-ar putea ca nu peste multă vreme astfel de peisaje să nu le mai regăsim în cuprinsul geografiei românești și europene. Și tocmai de aceea mă gândesc că domnul Cornel Vana se străduiește să facă și o muncă de recuperare, de înregistrare a unor stări de fapt din peisajul geografic românesc din această parte a țării, pe care să le păstreze pentru memoria colectivă. Așa se întâmplă în multe zone ale țării. Eu sunt din Maramureș și acolo, în momentul de față, sunt sate în care nu mai recunoaștem nici peisajul, nici casele, nici așezarea ca atare. Simțim o muzicalitate caldă, plăcută,
în aceste peisaje, în aceste praguri transilvane pe care domnul Cornel Vana ni le pune în față. Sigur, un locuitor de la oraș ajuns în pragul exasperării în fața sau în raport cu zgomotele și cu luminile orbitoare din oraș și-ar dori să-și cumpere o proprietate într-un astfel de loc. O casă cu grădină, precum cele din așezările pe care le pictează, pe care le transpune pe pânzele sale domnul Cornel Vana. Ziceam că surprinde specificul locului, al toposului, în fața căruia își așează șevaletul, parcă, sigur, și familiarizat cu spațiul respectiv, este și normal, e născut acolo, a trăit acolo, îi simte, cum ziceam, pulsația, îi simte aerul cald, îi simte însuflețirea, dar în același timp și cu anumită evlavie, așa cum fac pictorii și oamenii serioși. Este o pictură cu diamănuntul pe pânzele, în tablourile lui Cornel Vana, în care detaliile contează la fel de mult ca și întregul, fără să le exalte în același timp, ci toate se armonizează și toate se leagă unul de celălalt, detaliile respective, pentru a da armonie, coerență și împlinire tabloului întreg. În peisajele sale, timpul curge încet, lent, așa cum curgea în satul copilăriei mele, în satul copilăriei domniei sale, în satul vechi, în satul arhaic, de la care abia se sesizează ecourile ca mod de viață, ca mod de a fi. Te invită să te oprești câteva clipe măcar pentru a înțelege și mai bine ce zice psalmistul la un moment dat, citesc din psalmul 102, că omul este ca iarba și zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori, că duh sau adiere va trece, a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște încă locul său, iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul. Așadar, aceste peisaje, aceste flori de praguri transilvane, ne aduc aminte de faptul că omul însuși este asemănat, potrivit psalmistului, asemănat cu un câmp, cu o floare, cu o plantă care și are ritmurile sale, frumusețea sa și la care omul trebuie să ia aminte, să o citească, să o înțeleagă, ca pe un simbol. Florile de câmp însuflețesc, animă peisajele pictorului Cornel Vana. Parcă sunt niște ochi sau niște inimi colorate și îți face bucurie, te cheamă să le privești. Și te cheamă mai mult decât să le privești, ca atunci când vei avea primul prilej, într-adevăr să mergi pe un câmp și să admiri bogăția infinită, diversitatea uimitoare a naturii. Tonurile calde le-am sesizat, echilibrul dintre culori și toate aceste lucruri, sigur, elemente care ne dau măsura meșteșugului, măsura manualității unui pictor care parcă vrea să se comporte în mod tradițional, într-o vreme în care pictorii, artiștii doresc să picteze, să expună lucruri spectaculare pe care nu le-a mai văzut nimeni vreodată, despre care n-a auzit nimeni, în fine. Sigur, am sesizat și cu toții putem sesiza, de pildă, modul în care valorifică una dintre culorile de bază, anume roșul, de la nuanțele cele mai aprinse până la cele mai stinse. Și aceste game, aceste treceri, aceste praguri ale roșului de la o stare la alta sunt impresionante și îți rămân în minte, ca și verdele de altminteri. Tablourile, adică pânzele pictorului Cornel Vana, par a fi niște manifeste împotriva ușurătății, împotriva superficialității și a vulgarității ce caracterizează arta recentă.
sunt, cum spuneam, invitații la contemplarea lumii, pe care trebuie să o înțelegem ca un templu cosmic, la redescoperirea bucuriei de a privi în delete, în tihnă, adică cu luarea minte și cu bucurie, înțelegător într-un cuvânt. Este un pictor solar, senin, așezat sufletește, care ne cheamă, ne invită să medităm, să reflectăm și la starea frumuseții, la frumusețea lumii înconjurătoare, a templului cosmic al creației lui Dumnezeu, dar și la natura omului, la rostul lui, la trecerea și petrecerea lui prin această lume. Aș vrea să închei cu un cuvânt din Psalmul 130. Acest psalm face parte dintr-o categorie de psalm numiți Cartea Treptelor. Este vorba despre psalmii care alcătuiesc această carte a treptelor sau această secvență a treptelor din Cartea Psaltirii, în care, la un moment dat, se spune așa și se potrivește domnului Cornel Vana: Doamne, nu s-a mândrit inima mea, nici nu s-au înălțat ochii mei, în sensul că nu s-au trufit, nici nu s-au înălțat ochii mei, nici n-am umblat după lucruri mari, adică spectaculoase, ieșite din comun, nici după lucruri mai presus de mine. Dimpotrivă, mi-am smerit și mi-am domolit sufletul meu ca un prunc înțărcat de mama lui, ca răsplată a sufletului meu. Răsplata pictorului Cornel Vana este bucuria celor care îi privesc tablourile. Și în sensul acesta consider că orice expoziție pe care dânsul o propune privitorilor, iubitorilor artei sale, este o adevărată sărbătoare pentru ochi și pentru suflet. În sensul acesta ziceam când am început acest cuvânt, această reflexie, această meditație, că am primit cu multă bucurie invitația pictorului Cornel Vana de Turda și de Cacova ieri, pentru a veni să-i văd expoziția și să spun câteva cuvinte în raport cu pânzele, cu tablourile, cu peisajele, cu treptele transilvanene ale creației sale. Cele 37 de trepte pe care ni le propune sigur majoritatea uleiuri, dar și câteva acuarele de mare finețe, de mare delicatețe, care împlinesc expoziția de față. Vă mulțumesc respectuos pentru faptul că ați îngăduit să mă pronunț, pentru faptul că ați ascultat și pentru faptul că suntem împreună la una dintre expozițiile pictorului Cornel Vana, cum ziceam, de Turda și Cacova ieri. Bună ziua! Vreau să mulțumesc frumos maestrului Cornel Vana pentru invitație să fiu alături de mari personalități ale Clujului și de părintele profesor Ioan Bizău. Pentru astăzi am pregătit o priceastnă. Doamne Dumnezeule meu, mare ție nume, Doamne Dumnezeul meu, mare ție numele tău. Nu-ți întoarce fața ta, ascultă rugăciunea mea. Nu-ți întoarce fața ta, și
ascultă rugăciunea mea. Că Tu, Doamne, ai făcut cerul și pământul. Toate acestea vor pieri, dar Tu, Doamne, în veci vei fi. Toate acestea vor pieri, dar Tu, Doamne, în veci vei fi.